ziua soții mele, îi cânt astăzi cu plăcere. Și-am cules dintr-o vâlcea flori pentru soția mea, flori pentru soția mea, măi. Și-am cules dintr-o vâlcea flori pentru soția mea. Bună ziua încă o dată, spunem așa, nu știu de unde și până unde. Am mai avut o solicitare la hărotă și m-am gândit, oare la cine, da, am întrebat. Păi mi-a spus persoana cu tare și uitați-vă că acești trandafiri sunt pentru dumneavoastră, da? Așa, să vă bucure sufletul, să vă îmbogățim cu aceste flori minunate. E sigur o șampanie, toate este pentru dumneavoastră. Și, fiindcă vă înveți, dar torta nu este... surprize cu flori, avem și torta. Dar de data aceasta vreau să vă întreb dacă vă dați seama de unde vine. Poți fi din partea soțului? A, uitați, vedeți? Sufletul simte, da? Inimioara dumneavoastră simte de la cine poate să fie. Păi, nu știu, zic și eu, poate din partea soțului. Exact, este din partea scumpului dumneavoastră, soț, care tot este departe. Și vă citesc și câteva rânduri din partea lui. Vreau să-ți spun, draga mea, sunt fericit că existi în viața mea. Îți mulțumesc pentru dragostea, afecțiunea, pentru confortul din casă și susținere pe care mi-o oferi. Chiar dacă au trecut atâția ani, tu ești la fel de frumoasă, tânără și plină de viață. Rămâi la fel încă mulți ani înainte, fie ca dorințele tale să se împlinească. Iar în casa noastră să domine dragostea și fericire. Te iubesc și un dulce la mulți ani îți doresc. Mulțumesc! Așa, puteți să-i transmite și dumnealui? Mulți ani și lui îi transmit că el astă noapte a ajuns la Germania. Îți mulțumesc, spun că te iubesc tare. Mi-ai făcut o surpriză frumoasă, nici nu m-am așteptat. Așa. În buchetul vieții tale mai adaugează o floare, să ne ajute Dumnezeu, noi să ne iubim mereu, noi să ne iubim mereu, măi. Că dragoste din ar fi, la ce oare am mai trăit, la ce oare am mai trăit, măi. Să ne ajute Dumnezeu, noi să ne iubim mereu, noi să ne iubim mereu, măi. Dragoste din ar fi, la ce oare am mai trăit, la ce oare am mai trăit, măi.